Salutare! Astăzi vreau să vorbim despre niște zvonuri, cum că Nvidia ar vrea să lanseze în ianuarie niște plăci video, dar și despre un presupus soare artificial. Rămâneți cu mine în acest video pentru a clarifica cele spuse mai înainte. Deci, conform acestui site, Nvidia este pregătită să lanseze 3080 Ti-ul, RTX 3060, 3050 și 3070 Ti. Bun, acum pe mine personal, sincer, mă interesează cel mai mult 3050-ul, pentru că mă gândesc la un eventual update, dar poate și 3060-ul. Așa că eu zic să comparăm un pic 3050-ul din punct de vedere al specificațiilor, ce se zvonesc că urma să fie pe această placă video, bine, ce ni se oferă aici. Deci avem CUDA Cores 3040, iar pe 2060 avem 1920 de CUDA Cores, iar pe 1660 Ti avem 1536 de CUDA Cores. Bun, ca să vă introduc așa un pic în context, 3060 Ti-ul a fost lansat de ceva vreme, a fost testat și este doar puțin sub 3070. Asta înseamnă că e undeva cam între 2080 și 2080 Super. Bun, asta ar însemna că 3060 ar trebui să fie undeva între 2070 și 2070 Super, din punctul meu de vedere. Iar RTX 3050, dacă o luăm topologica asta, ar trebui să fie între 2060 și 2060 Super. Acum nu știu ce să zic, având în vedere că sunt mai multe CUDA Cores, sunt niște, practic niște procesoare noi, niște chipuri noi video. Eu zic că ar trebui să fie acolo, măcar la nivel de GTX 1660 Ti, a zice eu măcar. Iar dacă vine la un preț rezonabil, sună ok. Legat de 3060, varianta de 12GB, a mai fost zvonuri de un 3070 și un 3080, varianta de 20GB, dar nu s-au adeverit, deci nu știu ce să zic, nu cred. Acum cel mai bine e să așteptăm și să vedem ce performanțe o să aibă și la ce preț o să vină. Chinezii ăștia fac de toate, frate. N-ai ce le obiecta. Vă ziceam de soarele artificial. Sună a ceva SF, într-adevăr, însă e cât se poate de real. Acum să vă bag un pic în context și aici. Soarele se bazează pe fuziune nucleară, adică unești doi atomi de hidrogen și faci unul de heliu. Și în același timp, se eliberează foarte multă energie fără a avea reziduri nucleare. Practic e o sursă de energie verde, însă e ceva greu de controlat. Aceștia au făcut un dispozitiv, o centrală aș putea spune, care se bazează pe un câmp magnetic foarte puternic, care le permite ca temperaturile din interior să ajungă până la 150 de milioane de grade Celsius. Bine, încă este la stadiul de proiect, adică nu este pus în funcțiune pentru a produce efectiv energie, însă funcționează, asta e cel mai important. În 2025, în Franța, se vrea a pune în funcțiune prima astfel de centrală de acest tip. Eu văd acest lucru ca ceva foarte revoluționar, care poate să ne ajute foarte mult în lupta noastră cu încălzirea globală. Cam asta a fost, nu uitați de like, share și abonare, pentru că așa mă puteți susține în mod direct, dar mă mai puteți susține în mod direct și prin codul de reducere 1% la PC Garage. Eu sper că v-a plăcut, până data viitoare, eu am fost Roman, sănătate multă și aveți grijă de voi.